Bun găsit, dragi telespectatori! Dacă până acum v-am obișnuit să parcurgem gorjul de la un capăt la altul, acum vreau să ieșim din granițele lui, să mergem la Negoiești. Suntem foarte aproape. De ce? Pentru că vrem să mergem la doamna Nina Predescu, o bună prietenă a televiziunii NSA TV, cu care colaborăm de când ne-am înființat noi și care... Am auzit că are așa o multitudine de costume populare, de obiecte tradiționale, de lucruri personale și ale familiei dumneai de când se știe, pentru că îi place să colecționeze tot ce are în casă și ce găsește pe acolo pe unde merge pentru a păstra tradiția mehedințeană. Este o zonă de confluență între județele Gorj și Mehedinți și vom putea vedea lucruri extraordinare și sperăm ca doamna Nina să ne și cânte un pic din piese pe care nu le-a mai cântat până acum. Mă bucur că v-am găsit la Negoiești pentru că tot umblați la Vâlcea, la Negoiești. Da, dar aici mi-este cel mai drag. Aici e casa copilăriei mele, aici mi-am adunat și am adus tot ceea ce am strâns eu de când eram copil. Am intrat într-o încăpere care a apărut de curând. Mi-a fost greu să le aranjez costumele cu lucrurile tradiționale, de aceea vedeți aici ulcioare, străchini, linguri de lemn, vedeți păsări împăiate, vedeți oalele de pământ, costumele populare pe care de atâta amar de două legături de chei care mi-au plăcut foarte mult. Da, sunt chei foarte vechi. Cele de acolo sunt foarte vechi. Astea sunt un pic mai moderne, cumva. Așezate frumos într-o încăpere specială pentru chei. Și acolo un clopoțel care a aparținut unei oi din turma pe care o avea mama mea și tata. Da? Da. A, deci chiar pe bune, n-ați cumpărat-o, n-ați colecționat-o. Nu. Sunt foarte multe lucruri care au aparținut familiei. Le-am primit și le-am păstrat de când eram copil. Lucruri tradiționale, lucruri din gospodăria unui țăran oltean și de ce nu din gospodăria familiei Țăpârdea, pentru că așa se numesc părinții mei, lucruri da, vecini, din, diverse, da, rude. Din diverse domenii, începând cu agricultură, apoi din atelierul de tâmplărie, din olărit și multe, multe alte lucruri. Invităm pe telespectatori să mergem mai departe, pentru că, acum eu vă spun, am văzut deja... Muzeul, să zicem, casa amintirilor, spuneți dumneavoastră, și da? Extraordinar. Haideți să urcăm la mansardă. Bineînțeles că între timp mai trecem prin câteva holuri, prin câteva încăperi care au fost transformate, aici, modificate. Și peste tot e tot o expoziție. O mică colecție de vestuțe țărănești. Asta este de-a noastră de Gorj, asta este din Moldova. Acolo din Oltenia, mai spre Dănciulești, încolo, spre doamna Mariana. Și aici o vestuță oltenească, un pic mai modernizată. Le-am așezat așa pe niște scaune tradiționale foarte frumoase. Multe din lucruri le-am primit de la prieteni. Și câteva poze de familie și obiecte din... Poze de familie și poze cu colegi dragi, îmbrăcați în costume populare din diverse zone ale țării. O să le găsiți peste tot în casă. Ăla e un ungurenesc, nu? Da. Un costum ungurenesc. Da, și la noi în zona de munte. Din ce zonă? Este din zona de Titerlești, Mărășești, aici la poalele munților Mehedinți, unde sunt și în momentul de față crescători de oi. Este costumul pe care îl îmbrăcau ciobănițele ungurence în zile de sărbătoare, pentru că nu puneau asemenea costume atunci când mergeau la munca de câmp. Există și costume și cămăși tradiționale pe care femeile din trecut le purtau numai la munca câmpului. O să vi le arăt la momentul potrivit. Să urcăm! Hai, Răzvane! Aici am concentrat cele mai multe lucruri pe care le adun și le port după mine de-a lungul timpului, de fapt, le-am purtat dintr-un oraș în altul, pentru că eu, înainte să îmi reîncep activitatea artistică, am lucrat într-un domeniu care nu prea avea legătură cu muzica populară.
Să facem puțină lumină pentru colegul nostru. Da. Ce frumos e, extraordinar. Ce înălțime are încăperea asta? Se duce spre 4-5 metri. Am vrut să fie în asta pentru a pune în evidență mai mult toate aceste lucruri. Ați calculat vreodată câte piese aveți? Este imposibil. Pentru că sunt diverse, sunt din, după cum vă spuneam, din foarte multe domenii. Și foarte vechi, dar și lucruri mai aproape de actualitate, începând cu bibelouri, apoi lucruri pe care eu le-am primit de la admiratorii mei, toate se găsesc în acest muzeu, tot ceea ce... Ați mai și cumpărat. Sigur, foarte multe sunteți dintre ele. Sunteți un colecționar pe bune, da, nu de conjunctură. Da, da, da. Am colecționat cam din toate domeniile, dar prioritatea au costumele populare, sunt cele mai multe. Câte aveți? Am peste 300. 300 care le purtați sau care le țineți în colecția de muzeu? O parte sunt costume numai de colecție, pentru că vremea s-a așezat peste ele și au devenit imposibil cum de purtat. Cum avem aici, de exemplu, e cu sud? Da, este o cămașă de vâlcea, combinată cu mărgeluțe și paiete. Foarte frumos. Este încă în stare și foarte bună. Foarte multă muncă aici. Da, adică, așa este. Cu cât erau mai încărcate cămășile, cu atât era fata mai harnică pe vremuri, da, nu? Putem să dăm tot felul de interprete. Și aici o... Și costume în stare foarte bună. Dar am și din cele care nu s-au mai putut... Recondiționa, da. Sunt cămășile care le vedem... spânzurate, cum mi-a plăcut mie să pe spun, culme, pe culme, se spune la noi, da, la Gorj, la Năsoarele Gădinți, tot pe culme. Că, după cum ați văzut mai devreme, granița este foarte aproape, de la Apa Neagră până aici, la Negoiești, sunt... Câțiva kilometri. 2 kilometri, nu sunt mai mulți. Da, suntem pe granița dintre Mehedinți și Dolj. Și Gorj. Și Gorj, da. Da. Și culmea există și la noi, o avem acolo în față și acolo am atârnat o parte din... costumele care sunt cele mai prinse de trecerea timpului. Unele dintre ele sunt chiar un pic rupte și le-am lăsat așa pentru că dacă aș fi intervenit, stricam din modelul florilor și a motivelor geometrice de pe mânecuță, de pe cămașă. Și atunci ați preferat să le păstrați, da, așa, așa cum au fost. Da. Și, dragi telespectatori, avem aici ceva extraordinar. O colecție de păpuși, tocmai pentru că doamna Nina povestea despre acele costume care nu mai pot fi recondiționate sau acele costume pe care le-ați transformat, deci costumele dumneavoastră pe care le purtați. Am mai rămas pe aici câte un petec ceva de cusătură tradițională și au fost îmbrăcate aceste superbe păpuși. Câte aveți? Am 50 cu totul, mai sunt și prin alte colțișoare. Pot să pun mâna? Vă rog. Primele două păpuși care au apărut au purtat deci sunt îmbrăcate după un costum al meu și al prietenei mele Irina Zoican, pentru că noi avem un album împreună și așa a și apărut ideea păpușilor după costumele noastre. O să vi le arăt imediat, o păpușă blondă și una brunetă. Da. Sunteți dumneavoastră și doamna Eu Irina? Eu și doamna și Irina, da. O secundă să le admirăm pe acestea de aici. Da, vă rog. Sunt cele mai multe. Asta este prima păpușă pentru care a aranjat-o cumnata mea, educatoare la Padeș, Gabriela Țăpârdea, exact după un costum al meu și după o maramă galbenă din care am tăiat, care a aparținut lui tata. Noi nu prea purtăm maramă la Mehedinți, da, noi purtăm, da, legătură și atunci am... îndrăznit să iau de pe o maramă o bucățică, să îmbrăcăm această păpușă, marama este și ea în colecție. Și după aceasta au apărut Irina și Nina, păpușile care vi le-am o să vi le arăt imediat. Le arătăm. Și de curând, pentru că eu aceste păpuși nu le fac singură, eu doar aduc materialul și am niște doamne care mă ajută la Râmnicu Vâlcea, inclusiv cumnata mea. Mai nou le-au dat interpretare după... soliși cunoscuți de la noi din țară. Și în funcție de costum, da, de modelul de, costum. De zonă. Uitați-vă aici, eu am primit o cămașă din Moldova, de la o doamnă și
am păstrat o mică mostră, este cusută cu mărgeluțe și s-a făcut un costum și i-am dat interpretare că seamănă cu Brândușa Covalciuc. Deci avem aici și personaje. Da. Aici este nu doar păpuși. Cornelia Lupu Rednic. Da, cu zongora. Maramureșan. Da. Aici i s-a dat interpretare după Emil Badea, colegul meu Emil Badea. Cu care și aveți o piesă. Cu care și am două piese. Și dacă nu mă înșel, ați făcut înregistrările da. Video aici, la dumneavoastră. Aici, în grădină. Recunosc da. Locația. Aici este Sirma Granzulea din Dobrogea. Iată. Și un costum dobrogean. Deci da. Avem aici toată România, dragi respectatori, nu numai Oltenia. Sau zona de confluență. Acolo avem un costum de banat. Foarte frumos. Și ne putem gândi la Zorica Savu, ne putem gândi la Andreea Voica și la multe, multe alte interprete din Banat. Aici o ardeleancă veritabilă. Lăsăm privitorii să dea interpretare. Da. Și mi-a plăcut mult aici. Asta micuță. Ia, uitați. Zici că e din tablourile de da. Marii noștri pictori de odinioară. Ia, uitați. Extraordinar. Să știți că nu e așa de simplu de lucrat. Să îmbraci o păpușă. Să îmbraci o păpușă, da, pentru că dacă observați, cămășuțele au fost chiar așa făcute în miniatură. Cu foarte multă din cămăș răbdare. Mare. Da, cu foarte multă răbdare. Extraordinar. Ei, probabil că cineva a dat jos călăreața. Știți că era pe cal? Munte, da, era pe cal. La noi, la munte, femeile s-au îndelenicit pe timpul și cred că și ziua de azi, cu munca la deal și călare pe cal. Și acum ați imortalizat-o. Și aici îmi place foarte mult faptul că această mânecă de cămașă a devenit șorț pentru... Da. Asta e o mânecă de cămașă. Da. Scuze, și să știți, Doamne. Există și cămașa. Ați văzut-o jos, expusă undeva, cămașa originală din care a devenit șorț la această cămașă. Da. Superb. Să mergem să cunoaștem pe doamna Nina și pe doamna Irina. Da. Păpușicile care poartă acest nume. Se văd acolo. Trecem pe lângă o cămașă extraordinară pe niște mâine. Cămașă de Vâlcea. Știți din ce am aflat eu de la bătrâni că de mult aceste cămăși, în funcție de cât de largă era mâneca, atât de bogat era stăpânul, care permitea să pună mult material, să coase multe flori pe ea. Da. Uitați-vă cât de larg este mâneca acestei cămăși. După cum vă spuneam, este de la o familie din Vâlcea, o familie care au avut în neamul dumnealor boieri. Oameni care au avut partea aceea de costume foarte valoroase și costume făcute, știu eu, cu mai multă atenție și cu unele dintre ele chiar cu fir de aur. Aici sunt primele păpuși. Irina, că ea este brunetă. Și are un vâlnic. Și cum se spune la dumneavoastră? Vâlnic. Un vâlnic superb. Legătura albă. Nu are Irina ochii albaștri, așa ca și păpușa. Și nu purtăm opincile. Irina e cea de aici? Și e o sencea blondă, da. Așa. Cu această vestă pe care... Dar cum se cheamă vesta asta la dumneavoastră în zonă? Vestă îi spunem noi acum. Să știți că ea este făcută mai încoace, mai în zilele noastre, pentru că pe timpul era scurtă. Și noi am, datorită faptului că parcă iernile acum au devenit mai grele, am lungit-o, cum de altfel noi am lungit și aceste vâlnice, pentru că eu le-am moștenit de la părinții mei, de la mama și de la bunica, le-am moștenit scurte. Da. Dar noi, cu trecerea timpului, le-am lungit. Mai și avantajează să pară femeia mai înaltă și mai suplă. Vreau să vă spun că de vreo un an, doi, am început să scoatem din lăzi și pe acelea în forma originală și probabil că cei care ne urmăresc ne-au văzut că am început să purtăm
Vâlnicu așa cum se purta el acum 70-80 de ani. Foarte frumos. Ce mai găsim aici în casa aici amintirilor? Aici o aveți pe Nina Predescu copil. Ai! Alături de cei doi copii ai ei, fetițele mele când erau micuțe. Fica mea cea mică, sportivă. Și Nina Predescu, un frumos tablou, foarte frumos. Da, este primit cadou de la niște prieteni foarte buni din Craiova. De obicei, la ziua... E picat pe pânză, văd eu. Sau... Nu, este fotografie. Fotografie dar... imprimată pe da, pânză. Dar zici am că e pictat, deși vă seamănă perfect. Am primit și pictură pe pânză. Este obișnuit ca noi atunci când participăm la evenimente în familia altor oameni să le facem cadou. La una dintre aceste evenimente eu am fost cea care a primit cadou, de fapt, acest tablou și mi-amintesc că a primit la fel un tablou și colegul meu Petrică Mățu Stoian și Mariana Ionescu. A fost o surpriză foarte plăcută și el își găsește loc aici în casa amintirilor, ca multe, multe alte amintiri. Dragi telespectatori, aici vedeți și un televizor foarte actual, dar vreau să vă spun că Nina Predescu aici locuiește. Mă rog, mai are o casă și la Vâlcea, nu punem asta la îndoială, dar este casa amintirilor, nu este un muzeu, este o casă în care locuiește Nina Predescu. Și nu numai printre eu, și familia, și familia, de câte ori ne putem face timp, ne repezim aici la Negoiești și ne programăm măcar câte un weekend. Eu e adevărat că stau cel mai mult aici, dar și fetele mele și soțul meu și multe, multe din rudele noastre. Unii dintre ei plecați peste hotare vin cu foarte mare drag, pentru că deja sunt vreo 2 ani de când această casă este funcțională în totalitate. Și atunci niciodată nu este goală casa, pentru că o casă în care nu locuiește nimeni nu are viață. Așa că facem în așa fel încât să ne perindăm câte unii, câte unii. Să-i dați viață să-i în continuare. Da. Și dacă se uită colegul meu acolo în spate, este o sobă, așa cum erau odată sobele, cu acel grilaj din față. Este funcțională, da. Și care funcționează. Da, bineînțeles, iarna face... Cu firidele în care sunt puse vasele, în care probabil se păstra mâncarea caldă sau da, la ce se folosea. Da, 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 sigur, se ținea mâncarea caldă. Și după cum spune muma mea, îți trebuie o căruță de lemne să o încălzești. Pentru că încăperea este foarte mare și trebuie iarna să pui lemne pe foc permanent ca să se întrețină, să se întrețină atmosfera, dar să știți că mi-am dat seama și eu, deși în copilărie am trăit în case cu sobe de cărămidă, este adevărat că această sobă de cărămidă ține căldura mai mult decât o sobă de teracotă. Și trebuie să vă spun de asemenea, dragi telespectatori, că aici nu ne aflăm în partea veche a casei. Este o nouă construcție atașată casei inițiale, așa că acea sobă este nou construită cu intenția de a păstra tradiția după un model sobei, de sobă veche. Sobei da. Românești. Avem acolo sus un leagăn de copii. Leagăn de copii. Da. Un leagăn de copii așa cum se purta odată. Să știți că eu aveți un copil cu un copil acolo mic, o păpușă? Avem o păpușă acolo la intrare, dacă ne uităm atent, chiar lângă sobă, într-o postavă. Ia să vedem și pe ea. Da, în copilăria mea, să știți că inclusiv fetele așa, mele, așa dormeau copiii, așa se ținea, muma mea mergea cu fetele mele, pentru că fetele mele au crescut aici la Negoiești până la 7 ani și muma, când erau micuțe, în leagăn, le ducea cu leagănul în spate când mergea adică la cu postavă, muncă. Cum ar veni. Postavă, da. Ia să vedem copilul din postavă. Este o păpușă, de fapt. O păpușă frumoasă. Ea ținută și jos lângă sobă să-i fie da, ca să-i fie caldă. Deci așa serile de iarnă. Da, da. Serile de iarnă. Da. Este adevărat că a avut un scutecel peste ea, dar cineva a dat scutecelul la o parte. Se vadă costum. E îmbrăcată în costum. Este un pic artistic făcut acest aranjament, pentru că atunci când erau mici, bebelașii nu aveau costumul ăsta. Ăsta e un costum de sărbătoare acolo. Aveau cămășile acelea simple. Nu avea ce să caute vâlnicul la un bebelaș în leagăn. Da, da. Acolo ce județ al țării avem? Acolo sunt două... Pot să... Da, vă rog. Două obiecte depus pe cap, aduse din Turcia.
tocmai. Da, și pentru că toți sunteți în colțul ăsta aici, avem un costum din Moldova. Asta. Și în colțul celălalt, un costum din Bulgaria. Da. Care? Acela de pe... Extraordinar. Deci ați ieșit și peste granițele țării, nu mai vorbim de Oltenia. Să știți, da? Că l-am primit în România. Da? În particular am discutat că eu sunt administratorul unei pensiuni, o casă de vânătoare, și am avut plăcerea să am invitați acolo un grup de vânători din Bulgaria. Și pentru că au venit odată și le-a plăcut, au venit și a doua oară, și pentru că li s-a precizat că sunt colecționari de costume populare, când au venit a doua oară mi-au făcut cadou acest costum de la ei. Și uitați-vă, într-adevăr sunt mai simple decât ale noastre, dar parcă pe aici, pe acolo se văd oarecare influențe de Dobrogea. Eu așa mi-am imaginat în costumul, da, dumnealor, influențe de Dobrogea, și mi s-a părut firesc să-l păstrez aici. E o piesă extraordinară, da, din altă țară. Am și un costum din Serbia, să știți, foarte frumos, de la niște prieteni care mi-au devenit prieteni de familie. Și am avut plăcerea să primesc, eu și prietena mea Irina Zoican, două costume identice. Din păcate este la Râmnicu Vâlcea, pentru că eu la și acolo... Nu l-a recondiționat, sunt acolo costume noi, făcute câte după... Câte ai adus la Vâlcea? Câte costume? O, am și acolo, cred că 50 cel puțin. Sunt costume pe care le port, da, da. Bun, și dragii noștri, avem aici nu doar un frumos mobilier tradițional, așa cum își frumusețau românii noștri camerele, ci înăuntru... Arătați-ne dumneavoastră, celălalt. Costume, nu, aici. Sunt, da, costume care doamna Nina Predescu le poartă la evenimentele superbe în care apare așa ca o nimfă, nu știu, întotdeauna v-am admirat pentru felul în care purtați. Poate pentru costumul popular. Tatea costumelor, pentru că noi, în general, soliștii ne știm între noi, știm care cum avem. Cred că sunt printre soliștii care au cele mai multe costume populare. Eu știu că mai sunt colegi care au la fel de multe costume și fiecare ne străduim să le păstrăm în așa fel încât, sau cel puțin eu așa îmi doresc, da, să rămână încă multe generații. Dragi telespectatori, după ce am vizitat Casa Amintirilor de la Negoieștii doamnei Nina Predescu, după ce am vizitat animăluțele superbe, păsări, avem aici un regizor de platou, un bobocel care e foarte atent să nu greșim ceva. Doamna Nina, suntem pe plecare, eu m-am costumat, n-am rezistat să nu încerc și eu o piesă de vestimentație turcească. M-am și roșii la față de la soare, am filmat, o să vă arătăm după ce terminăm interviul ce frumoase piese extraordinare create de doamna Nina o să vă prezentăm în primă vizionare, că în audiție le-ați auzit garantat pe videotext. Doamna Nina, acum suntem la plecare și vreau să vă întreb înainte de toate, câte piese ați creat și cântați? Că sunt foarte multe. Păi, dacă s-au împlinit 15 ani de activitate, sunt și 15 albume, 10 albume individuale și 5 albume împreună cu colegi de cântec din Mehedinți. În totalitate sunt peste 200 de piese personale, piese cărora le-am scris versurile. Extraordinar de frumos. Și la o mare parte și melodiile, dar ele nu puteau să fie frumoase fără ajutorul celor cu care am orchestrat. Cine începând sunt? Cu dirijorii de acum bun prieteni ai mei, Aurel Blondea, domnul Marcel Parnica, apoi regretatul Ionel Puia, cu care de altfel eu am început să reapar pe scenă, cu care am cântat multă vreme și la petreceri particulare. Din păcate, dânsul de curând a plecat dintre noi. Apoi trebuie să-l amintesc pe regretatul Dorel Manea de la, din Argeș, dar pentru că și dânsul a activat la Mehedinți câțiva ani, în momentul în care am apelat la dumnealui să-mi orchestreze un album, a fost foarte încântat și al doilea album pe care eu l-am imprimat poartă semnătura domnului Dorel Manea. Deci, peste 200 de piese care
sper că măcar o parte din ele sunt cântate astăzi de tânăra generație sau sunt savurate de simpli ascultători. Și telespectatori. Vă garantez că telespectatorii noștri vă iubesc pentru că știți emisiunea noastră pe tare de cântec seara când sunt dedicațiile. Gigi și Betty, Vasile, tot timpul trebuie să oprească, să cenzureze emisiunea, pentru că dacă ar da de câte ori se cere Nina Predescu sau știu eu, Niculina Stoican sau Petrica Mâțu Stoian sau mulți, mulți alții artiști extraordinari din melosul nostru popular, cum se spune, ca să fim așa de ontologi, da, trebuie să folosim cuvinte mari. Trebuie să vă aduc mulțumiri publice, pentru că eu ascult în sat, mai ales când stau la Negoiești, foarte des și vreau să spun că noaptea, în liniștea... Ascultați videotextul dumneavoastră? Da, în liniștea din această grădină, ascult radio în sat și mă bucur să mă audă atât pe mine cât și pe dragi colegi. Și să vă mulțumesc pentru că noi chiar colaborăm de când ne-am cunoscut foarte bine și pentru că astăzi mi-ați făcut onoarea să fiți aici alături de mine la Negoiești. Dumneavoastră ne-ați făcut onoarea să ne invitați. De acum rămâneți ca prietenii acum știm considerați drumul. Ai casei și oricând drumurile vă poartă spre Negoiești, vă rog să faceți un popas. În toată această gospodărie se va găsi de la un pahar de apă, la o bucată roșie, de brânză, o roșie și... de brânză. Da, da. De, și de asta începusem să spun, trebuie să cenzureze emisiunea colegii mei, pentru că altfel ar cânta numai Nina Predescu și mari artiști. Câțiva dintre ei, după care ceilalți ar rămâne mai rar, pentru că n-ar, deși, să știți, n-ar că fi timp să dăm câte piese cer cu dumneavoastră oamenii. Tânăra generație vine din urmă, eu am legături cu foarte mulți tineri interpreți din Mehedinți, cu care mi-e drag să mă și întâlnesc. Și să le dau atunci când e cazul sfaturi din propria experiență și de ce nu la mulți din ei le dăruiesc chiar din cântecele mele, tineri foarte cunoscuți pe plan local, dar care fără ajutorul dumneavoastră și al altor posturi de televiziune le-ar veni mai greu, pentru că și noi am trecut pe acolo și eu trebuie să recunosc că cele mai multe filmări și cele mai multe videoclipuri și apariții le-am avut la posturile locale și de atunci am rămas în relații foarte frumoase de prietenie și ori de câte ori mă invită la dumnealor, nu ezit să mă duc. Ați fost și la noi la filmări și sper să mai veniți. Vreau să vă întreb așa la final, pentru că trebuie să vedem și frumoasele piese pe care le-am înregistrat. Nu ne ajunge o oră de emisiune pentru dumneavoastră, așa că trebuie să mai trecem peste mici amănunte și să mergem pe lucrurile importante. Vreau să vă întreb care sunt planurile dumneavoastră de viitor. Cred că mi-ar mai trebui o viață să-mi duc la îndeplinire tot ceea ce mi-am propus și sunt foarte multe lucruri legate de carieră, pentru că nu v-am mărturisit, dar eu acolo undeva într-un colțișor al muzeului am câteva caiete cu piese scrise deja și sunt peste 500 pe care din păcate nu voi apuca să le imprim pentru că nu mai am timpul necesar și îmi doresc foarte tare să le scriu într-o carte. Și am aici la Baia de Aramă un ajutor de nădejde pe domnul profesor Boteanu Cornel, care de ani de zile este alături de mine și noi am mai editat o carte, o monografie despre satul nostru și acolo am strecurat vreo 20 de poezii și intenționez să facem o carte de versuri, inclusiv îmi doresc eu așa, ca un plan de viitor, câteva picturi cu colțuri din satul meu, pe care să le așternem în această carte. Apoi mai îmi doresc să imprim, am deja în lucru un nou album, tot cu orchestră de-a noastră oltenească. Îmi doresc cât mai multe apariții la posturile de radio și de televiziune, pentru că trebuie să mărturisesc că sunt și posturi de televiziune unde n-am reușit să ajung. Este adevărat că sunt mai departe în orașe mai îndepărtate de noi, spectacole și tot ceea ce își dorește un interpret de muzică populară legat de carieră. Am o curiozitate, doamna Nina. Sunt aceste ansambluri profesioniste sau cum este Doina Gorjului, cum este Maria Tănase, cum este ansamblul Maria Lătărețu? Și aș vrea să vă întreb dacă
știu eu, v-ar solicita să deveniți colaborator, chit că dumneavoastră sunteți o vedetă națională, un plus din, ați putea aduce, știu eu, la Mariela Tărețu sau la alte ansambluri din Mehedinți, din Gorj, de ce nu, din Dolj, din Oltenia asta, ați accepta o invitație de colaborare? Foarte mare drag, pentru că trebuie să vă mărturisesc, la fel ca mulți soliști de muzică populară, liber profesioniști, și mie, ca și unora dintre colegii mei, cu care de altfel mai discut atunci când ne întâlnim în momente așa private, mie îmi lipsește scena. Pentru că... Deși sunteți invitată în multe spectacole. Da, așa este, dar... Dar în particular sunteți invitată, da. Deci sunt mulți primari, multe da. Instituții care vor să vă aibă pe scenă. Așa este. Dumneavoastră nu lipsiți de pe scenă. Nu, nu pot să mă plâng. Este adevărat că în ultimii ani și aceste evenimente sunt mai rare un pic decât altă dată, dar... O secundă să vedem ce spune regizorul de platou. Regizorul da. De platou mă iubește foarte mult pentru că îl cresc de când avea o zi. Da, a zis să stăm un pic mai departe, așa, da, să da, nu intru da. În cadrul dumneavoastră. Da. Ia să vedem. E bine regizorul? De aici încoace, da? Bun. Deci îmi lipsește scena pentru că înțeleg situația ansamblurilor care au angajații dumnealor și poate nu mai au timp pentru noi liberii profesioniști, dar... Mi-aș dori din tot sufletul să colaborez cu Doina Gorjului, cu Maria Lătărețu, cu Danubius la Drobeta Turnul Severin, pentru că îmi sunt cele mai apropiate. Se întâmplă în ultima vreme din ce în ce mai rar, dar am zis că niciodată nu este prea târziu. Eu tot aici sunt. Știu unde să vă caute. Da, dacă doresc, cu foarte mare drag, mi-aș dori să cânt alături de dumnealor. Aș vrea să vă mai întreb o ultimă curiozitate. Ne-am întâlnit acum câteva zile la... Festivalul Filoftea Lăcătușu, ați fost președintele juriului, ați mai primit invitații în multe spectacole importante în festivaluri, dar sunt vorbe care spun, domne, Nina Predescu, nu te atingi. Sunt vorbe, permitem. Cum spuneți dumneavoastră, da. Nu ne permitem Nina Predescu. Nu știu de ce, au apărut vorbe că sunteți... Da, eu cred că sunt răutăți. Un artist accesibil. Foarte scump. Da. Foarte scump, adică vorbim de sume foarte, foarte da, da, mari. Da, 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 înțeleg ce vreți să spuneți. Vorbim de contracte, de angajamente. Sunteți da. Atât de scumpă că contracte... nu-și permit... aceste contracte, să știți că de foarte multe ori nu sunt atât de secrete. Și cei care doresc și cred că poate noi ne ascundem după niște hârtii, pot să se documenteze. Nu sunt greu accesibilă, nu sunt așa de scumpă cum se lansează. Eu cred că sunt răutăți spuse din interior, cumva, de anumiți colegi. Nu, pentru că eu, într-adevăr, sunt om înainte de a fi artist și știu că sunt foarte multe probleme în ultima vreme și sunt genul de om care țin la prietenii, țin la oamenii care mi-au marcat cariera și viața și cred în continuare că depindem în mare măsură unii de alții. Alții, de la foarte mici și aici includem... Eu știu, începând cu noi, interpreții de muzică populară, orchestrele cu care colaborăm, primăriile care ne invită și multe, multe lucruri de acest gen. Nu sunt un om, un artist, un solist așa de scump cum s-ar crede. Cum vorbește lumea. Da, da, da. Și cred că fără probleme cine vrea să vorbească, să vorbească direct cu dumneavoastră, pentru că, dragi telespectatori, pe Facebook o găsiți foarte activă pe Nina Predescu, o puteți contacta, ne dă și nouă un comision dacă reușim să-i găsim niște clienți. Sincer, adică cred că răutățile și bârfele astea nu și-au rostul și că nu sunteți... Adică doamna Nina este un om atât de primitor și atât de direct cu oamenii și atât de acolo, lângă pământ și nu undeva în ceruri, cum da. Sunteți, aveți o aură așa, știți, când sunteți pe scenă și probabil că oamenii vă cred de pe porțelan așa, adică e o mare artistă, nu le putem permite, Doamne, să Dumnezeule, stăm de vorbă cu ea. Vreau să vă spun că în momentul în care simt în fața mea camera de luat vederi, am senzația că mă transform efectiv, pentru că mă responsabilizează.
Am considerat întotdeauna că trebuie să ai o ținută specială în fața camerelor de luat vederi și mi-a și plăcut din totdeauna ca publicul pe care îmi doresc să-l respect, să mă respecte în aceeași măsură. Și dacă aceste răutăți apar și datorită faptului că foarte mulți oameni nu ne cunosc în realitate. Eu vreau ca atunci când, așa cum dumneavoastră acum ați venit în casa mea și m-ați cunoscut, impresia să fie mai bună decât atunci când sunt vizionată la televizor. La televizor. Cred și sunt convinsă înainte de toate că sunt om înainte de a fi interpret de muzică populară, pentru că mi se pare foarte mult spus artist. Doamna Nina, mai aveți o activitate foarte plăcută și interesantă la Peștișani, unde aveți o pensiune împreună cu partenerul dumneavoastră. Da. Și dacă nu vă supărați, putem merge, am auzit că aveți o turmă mare de oi acolo. Ați văzut că am o turmă și aici, mică, mai mică, este de căprioare, adevărat. Zic eu, că astea nu prea sunt oi, da. După câte arată. Cum ați achiziționat așa ceva? Am primit cadou de la niște admiratori o pereche de oi de Camerun. Așa. Sunt niște oițe foarte interesante. Căprioare. Da, niște oițe foarte interesante care nu trebuie tunse. Pentru că eu, în toată copilăria mea, părinții mei au avut oi și mi-amintesc ritualul acela când mă punea muma să țin de oaie să tundă oile. Și mi se părea atât de obositor și atât de... Și când am primit aceste oițe, am fost foarte surprinsă cum adică nu au lână să fie tunsă. Și le-am acceptat, le-am primit, le-am de vreo 5 ani de zile și acum turma are, după cum ați văzut, 6 oițe, care într-adevăr, într-o anumită perioadă a anului, le pică lâna și dă alta la loc. Și le mulgeți? Nu, nu le mulg, nu am mulț niciodată oile, dar când eram copil, să știți că am mulț vacile, mă punea mama și știu să mulg vacile, da. Nu mă mai pune acum și nu am făcut din asta, n-am insistat pentru că cred că am multe alte lucruri de făcut decât să stau să mulg vacile, dar dacă prin absurd vreodată rămâne s-ar mulțe, întâmpla, da, cred că m-aș descurca. Da. Păi atunci, doamna Nina, să mergem la Peștișani, să vedem și turma de voi și după aceea... Nu putem să vedem turma, pentru că ele sunt la munte acum deja. Sunt plecate. Sigur că da, suntem în perioada anului când la țară este închisă țarina. Adică... Așa se spune de când eram eu copil. De la 1 mai oile pleacă la munte, da, și acolo stau până la toamnă când se întorc și le pregătim de iernat. Da. Înseamnă că o să le filmăm la toamnă când da, se întorc. Dar avem ce să filmăm și acolo, că avem căluți, avem... Și caii n-au plecat la munte? Nu, nu-i ducem la munte pentru că nu-i ducem, ne teamă să nu se întâmple... Și aveți și un ponei acolo. Am și un ponei care a stat aici la Negoiești mai multă vreme, dar l-am dus acolo pentru că e spațiu mai mare și are animăluțe apropiate de rasa lui. De rasa lui. Da. Păi o să lăsăm telespectatorii să admire imaginile de la Peștișani pe muzică, după care vor urma frumoasele dumneavoastră piese, doar câteva la număr, dragi telespectatori, în primă vizionare, pentru că în prima audiție le-ați auzit deja pe videotext. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit la Negoiești și promitem să venim când se coc... Când se coc prunele și merele și o să crească regizorul de platou. Nu spunem acum ce o să îi se întâmple, pentru că suntem iubitori de animale, dar asta este tradiția populară. O ciorbiță de gâscă, da, în perioada mai rece a toamnei. Cu o țuică la cazanul pe care cazanul l-am văzut Petrică. Acolo. Știți că eu am o melodie pe care am scris-o după melodia lui Petrică Mățu Stoian, tot la cazanul lui Petrică, îi zice, când o să veniți data viitoare, o să o filmăm și pe aceea. Ține-mi iar Dumnezeu
meu, pe soacră și soacrul meu. Ține, Doamne, întregul sat și pe dragul meu bărbat. Că gen-are fiei gesoi, s-ar străcăți cam butoi. Că gen-are fiei gesoi, s-ar străcăți cam butoi. Și mai socru și mai soacră beau răchiu ca pe apă. Și nu beau gi pe uliță, numai gi la cazaniță. Iar eu gase marurâtul, abia mă țin cu facutul. Știe soacră mea gișe, fașe țuică din orșe. Dar o fașe așa bună, că s-a cermin într-o lună. Când să ieșim la arat, cumpărăm țuică din sat. Când să ieșim la arat, cumpărăm țuică din sat. Socrul meu și soacră mea, eu fac țuica ei o bea. Și nu beau gi pe uliță, numai gi la cazaniță. Apa nici nu le mai place, să bea că n-am ce le face. Coașeți-vă prune-n prun, să iasă rachiu bun. Să adun vreo zeșecară, altfel socrii mă omoară. Nu cu pumnul, nici cu bâtul, mă omoară cu beutul. Nu cu pumnul, nici cu bâtul, mă omoară cu beutul. Ce mai socru, ce mai soacră, beau rachiu ca pe apă. Și nu beau gi pe uliță, numai gi la cazaniță. Iar eu găs marurâtul, abia mă țin cu facutul. N-am beut ge când m-a știu, fireal naibii gerachiu. Și dacă aș muri ge dur, lasă lira mână lor. Când s-a împreună toți trei, nu mă puși ține la ei. Când s-a împreună toți trei, nu mă puși ține la ei. Socrul meu și soacră mea, eu fac țuica ei o bea. Și nu beau gi pe uliță, numai gi la cazaniță. Apa nici nu le mai place, să bea când am și le face. N-am mers cu capul în pământ, că-mi știu sufletul curat. Pe nimeni n-am înșelat, eu pe lume de când sunt. N-am mers cu capul în pământ, că-mi știu sufletul curat. Pe nimeni n-am înșelat, la obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos. Zău că nu mi-ar sta frumos, la obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos. Zău că nu mi-ar sta frumos. De la pâle de bordei am arăt cu boii mei. Nu m-am dus să pun în joc boii altuia la plug. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos. Zău că nu mi-ar sta frumos. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos. Zău că nu mi-ar sta frumos. Și nu-mi iert
cu sarumâna, m-a dormit cu pădurărul și m-a sfătuit cu primarul. Eu nu mă întrec cu gluma și nu mir cu sarumâna, m-a dormit cu pădurărul și m-a sfătuit cu primarul. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos, sau că nu mi-ar sta frumos. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos, sau că nu mi-ar sta frumos. De la poartă să-i văd ochii dacă-mi plac, ușa să-i deschid cu drag. Cine vine să mă vadă, să mă strige de la poartă, să-i văd ochii dacă-mi plac, ușa să-i deschid cu drag. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos, sau că nu mi-ar sta frumos. La obraz nimeni nu poate cu degetul să-mi arate și să merg cu capul jos, sau că nu mi-ar sta frumos. Să pot să mă fac o casă. Ține-mă, Doamne, în putere, ca s-o mână de muiere, și să mă ții sănătoasă, să pot să mă fac o casă. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu, și de una și de alta, că eu sunt fata lui tata. Cât trăiește muma mea, să zică și nici-o vrea, să le fie de mirare ce mai fată mama are. Lumii o munci de mică și de muncă nu mi-e frică, învăța-i atâta școală cât să-mi fac viața ușoară. Lumea e o muncă de mică și de muncă nu mi-e frică, învăța-i atâta școală cât să-mi fac viața ușoară. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu, și de una și de alta, că eu sunt fata lui tata. Cât trăiește muma mea, să zică cine ce-o vrea, să le fie de mirare ce mai fată mama are. Până acum cât am trăit, eu de multe m-am lovit, de câte ori singurea n-am plâns pe perina mea. Până acum cât am trăit, eu de multe m-am lovit, de câte ori singurea n-am plâns pe perina mea. Cât trăiește tatăl meu, fericită sunt și eu, și de una și de alta, Doamne, ține mil pe tata. Cât trăiește muma mea, să zică cine ce-o vrea, să le fie de mirare ce mai fată mama are. Prin pământ, pământ, cu tot satul din m-aș bate, nu las treaba la jumate. Când mi-o-i pune ceva-n gând, trec prin pământ, pământ, cu tot satul din
m-aș bate, nu las treabă la jumate. Cât trăiește muma mea, să zică cine și-o vrea, să le fie de mirare ce mai fată mare. Cât trăiește tata meu, fericită sunt și eu, și de una și de alta, Doamne, ține-mi-l pe tata.